Să știți că 50 de ani chiar este un nou început. Tot mai mulți români devin antreprenori la această vârstă, pentru că multe companii preferă să angajeze tineri. Cei care nu-și mai găsesc loc de muncă se fac patroni. Aproape 40% dintre firme au asociați trecuți de vârsta a doua, iar numărul lor crește constant în ultimii 6 ani. Nicolae are 50 de ani și a deschis anul trecut o cafenea în sectorul 2 al capitalei, după ce a lucrat timp de aproape 30 de ani în domeniul alimentar. Lucrând într-un depozit, accesul meu la oameni era limitat, adică decât cu colegii de acolo. Aici am învățat să vorbesc cu oamenii, să zâmbesc cu oamenii, să fac cafele. Vindem băuturi pe bază de cafea în mare parte, plus o zonă mică de patiserie, băuturi răcoritare, apă. A investit 45.000 de euro în cafenea, iar acum își dorește să se extindă. Contează să ai curaj, mai întâi, după aia bani și să-ți asumi o groază de riscuri. Ca Nicolae, sunt 10.000 de români care și-au deschis afaceri la maturitate, în diverse sectoare, precum transporturi, comerț, dar și construcții. La nivel național, doar în luna ianuarie acestui an, persoanele de peste 50 de ani au înființat 5.000 de firme, cu 700 mai multe față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele de la Oficiul Comerțului. Maricica are 62 de ani și a lucrat de-a lungul timpului în domeniul medical și în comerț. În urmă cu un an a decis să se întoarcă în locul unde a copilărit și să recondiționeze cele 4 case ale părinților și bunicilor săi pentru a le introduce în circuitul turistic. A scris singură proiectul cu care a aplicat pentru obținerea de fonduri europene și a câștigat. Această Sovejă n-a ieșit niciodată din sufletul meu și am considerat că e momentul și e timpul și e cazul să întorc comunității ceva din ceea ce mi-a dat mie. Cu grantul de 55.000 de euro a început recondiționarea a 2 case. Are ambiția să refacă și alte case și să readucă la viață Perla Vrancei, așa cum era denumită stațiunea Soveja în urmă cu mulți ani. Lucrează și la un site de prezentare pentru ca turiștii să poată să-și aleagă mai ușor casa unde își vor petrece vacanța. Casele de la noi sunt pe structură de lemn, pe fundație de piatră de râu, acoperite cu șindrilă. Vom oferi turiștilor gusturile și savorile specifice locului, vom arăta meșteșugurile și împrejurimile noastre mirifice. Mulți români de vârsta a doua își încep cariere pe cont propriu, pentru că de cele mai multe ori companiile sunt reticente în a-i angaja. Și asta datorită rezistenței la schimbare și îmbrățișării managementului schimbării. Dar totuși, abilitățile pe care le au persoanele peste 50 de ani, know-how-ul, cunoștința, experiența și expunerea, îi fac foarte valabil pe piața muncii. Când ești foarte tânăr, s-ar putea să ai o idee, va trebui să fie o idee genială ca să poți să începi o afacere, pentru că îți cam lipsește expertiza, posibil și bani. Accesul la credite este însă mai dificil pentru cei care nu mai sunt la prima tinerețe.